Astăzi vă invităm la o lectură de carte al unui mare maestru, care este Lama Zopa Rinpoche, și aș vrea pentru început să prezentăm un pic din viața dumnealui, din ce reușește să facă. O să avem o intervenție a unui fost călugăr budist care o să ne spună câteva cuvinte despre Rinpoche, după care colegele și prietenele noastre vor citi dintr-una dintre cărțile dumnealui. Povestea noastră este centrată în Laudo, un sat mic din regiunea Khumbu, regiunea muntelui Everest din Nepal, căminul faimoșilor ghizi Sherpa, unde oamenii practică budismul tibetan și venerează lamașii și yoginii locali. Alexandra, te rog. De ce am ales să vă prezint acest arbore genealogic, putem să spunem, al budismului tibetan? Pentru că în felul acesta putem să înțelegem de unde vine Lama Zopa Rinpoche. Și vedem, ca și în creștinism, există Adharma Buddha sau Lumina Infinită sau Dumnezeul budiștilor, putem să-i spunem, și există de asemenea Trinitatea budistă. De asemenea, foarte multe manifestări, încarnări ale Logosului, începând de la Buddha Shakyamuni, pe care îl știe toată lumea, dar sunt foarte mulți Buddhași și vedem aici Amoghasiddhi Buddha, Vairocana Buddha, Amitabha Buddha, Ratnasambhava Buddha, deci foarte mulți, nu a existat un singur Buddha. Iar pe linia lui Buddha Shakyamuni, pornind din înțelepții indieni, cum a fost Nagarjuna, iată, pe linia aceasta, Nagarjuna Shantideva, apare această ramură de ezoterism a budismului tibetan, ramură care se bifurcă în patru linii principale, una este linia Nyingma și una este linia Gelugpa. Și haideți să vedem de ce v-am explicat aceste lucruri. Pentru că întemeitorii celor două linii budiste, Padmasambhava și Jetsonkapa, Padmasambhava aparține de linia Nyingma a budismului tibetan, iar Jetsonkapa este a fondat linia Gelugpa a budismului tibetan ezoteric. Și iată ce frumos începe această poveste a noastră, cu o primă poveste. Este vorba de satul Laudo din regiunea Khumbu, este locul nașterii renumitului Khunzang Yeshe, cunoscut sub numele de Laudo Lama. El a fost un yogin al liniei Nyingma, care și-a petrecut o mare parte din viață meditând într-o peștere din apropiere de Laudo, iar viața lui a fost reconstituită printr-o cercetare minuțioasă a istoriilor scrise și orale. În apropiere, de cealaltă parte a râului, se afla un loc foarte binecuvântat de ființele sfinte, numit Peștera Magnifică a Realizărilor, care era o peșteră în formă de stomac, cunoscută de localnici sub numele de Laudo. Laudo Lama s-a dus în acel loc și a săpat pământul pentru a găsi acea peșteră frumos conturată, cu diverse semne de bun augur. Prin urmare, el a declarat că este o peșteră descoperită de însăși Guru Rinpoche sau Padmasambhava, iată întemeietorul uneia dintre liniile budiste. O astfel de peșteră a fost menționată într-unul din textele foarte secrete ale lui Padmasambhava. Acesta, lăsându-și familia în vechea sa casă de lângă Tami, s-a mutat mai apoi în peștera Laudo. Acolo, urmele bolii sale anterioare au revenit foarte puternic. Nu a putut să-și miște corpul și nici măcar să predea. Timp de 6 luni a avut nevoie de ajutorul fiicei sale pentru a ieși afară. În cele din urmă, principala boală de care suferea a fost alinată, cu toate că durerile mari îl împiedicau să meargă. Astfel, el a trebuit să petreacă 13 ani într-un singur loc, fără a merge nicăieri, meditând zi și noapte cu mare energie. El a dat de asemenea transmisii, comentarii și inițieri de viață lungă discipolilor săi din Khumbu. Laudo Lama credea că protectorul său l-a făcut să se îmbolnăvească, astfel încât să aibă ocazia să facă multe practici dharmice, adică multe practici spirituale.
În a 12-a zi a lunii martie, în anul 1945, Lao Dalama i-a spus însoțitorului său că este posibil să fi răcit. În acea zi a avut loc o alunecare de teren și izvorul de apă din apropiere a secat, iar arborele zeiței protectoare locale s-au uscat. În cea de-a 13-a zi a lunii martie, la miezul nopții, atendentul său a auzit sunetul multor fete care plângeau în fața peșterii. S-a gândit că lama își certa fiicele și s-a dus să vadă, dar nu era nimeni acolo și totul era foarte liniștit. Astfel, se spune că zeitățile budiste ale direcției albe manifestau diverse semne de întristare. În a 14-a zi, el arăta obosit și nu a mâncat ce i-a oferit fiica sa. Atunci când i-a oferit mâncarea, atendentul său, totuși, Lao Dalama a spus că nu are nevoie de niciun fel de mâncare, dar pentru că viața atendentului său să aibă succes, va mânca și a acceptat un bol cu supă. Lao Dalama l-a întrebat pe acesta despre cum arată cerul și luna. Și el i-a spus că un curcubeu a apărut în jurul lunii. Și l-a întrebat, poți să auzi un sunet ciudat ca de un cutremur? Iar atendentul a ascultat și a spus că poate să audă acel sunet. Apoi, Lao Dalama l-a instruit pe însoțitorul său să închidă ușa peșterii și să nu lase pe nimeni să intre, nici măcar pe propria sa fiică. Ridicându-se brusc, s-a așezat alternativ în cele trei posturi secrete ale celor trei corpuri, sau kaya, cum sunt cunoscute în Tibet, a spus multe rugăciuni din toată inima, apoi s-a așezat în postura leului, a recitat de trei ori silaba ah și a încetat din viață. În a cincea zi după trecerea sa a fost construit un rug funerar. Soarele strălucea în momentul oferirii trupului său sfânt, iar fulgi de zăpadă în forma de flori au căzut din cer. Din sud-vest a venit un nor alb deasupra vârfurilor munților și treptat s-au adunat acolo nori de culorile curcubeului. Sunetul a mii de muzici diferite a fost auzit de către toți cei prezenți, provocând o mare uimire. Mișcați profund de aceste minuni, au plâns și au început să-și facă prosternări. Înainte de moartea sa, oamenii ignorați din Kumbu nu îl recunoscuseră pe Lao Dalama ca fiind o ființă realizată. Au mers niciodată să efectueze ritualuri. Acesta nu a mers să efectueze ritualuri în casele oamenilor, ci a rămas mereu în peștera sa meditând. Nu purta semnele exterioare a unui practicant dharma. Purta întotdeauna un veșmânt simplu, vechi și avea părul lung cu cercei în urechi. Obișnuia să fie întotdeauna pe scaunul său și își primea vizitatorii cu brațele deschise și cu atitudine caldă. Nu putea să scrie sau să vorbească bine, dar își petrecea tot timpul meditând. Uneori, oamenii râdeau de el și îl întrebau, ce fel de lama ești tu? Astfel, oamenii ignoranți au avut îndoieli, dar după moartea sa, când au văzut și au auzit semnele cu proprii ochi și urechi, mințile lor s-au schimbat și Lao Dalama a devenit un mare obiect al devotamentului. Iar a doua poveste este despre Lama Zopa Rinpoche, despre reîncarnarea lui Lao Dalama. Reîncarnarea imediată acestui mare maestru în Nepal, în corpul unui băiețel care a fost recunoscut la vârsta de 3 ani. Lama Zopa Rinpoche, de acolo vine titlul de Rinpoche. Când auziți acest cuvânt, înseamnă că într-o altă existență el a fost un mare maestru și vine din nou, din compasiune pentru noi, să ne ajute pe o cale spirituală. Rinpoche s-a născut în Tami, în Nepal, în 1946. La vârsta de 3 ani a fost recunoscut drept reîncarnarea marelui yogin Nyingma Khunsanghyeshe Lao Dalama. Casa Tami a lui Rinpoche nu era departe de peștera Laudo, în regiunea nepaleză a muntelui Everest, unde predecesorul său a meditat în ultimii 20 de ani din viață. La vârsta de 10 ani, Rinpoche a mers în Tibet și a studiat și a meditat la mănăstirea lui Domogheshe Rinpoche lângă Pagri, până când ocupația chineză a Tibetului în 1959 l-a obligat să părăsească Tibetul.
După 8 ani petrecuți în tabăra de refugiați tibetani din Buxadwar, din Bengalul de Jos, din India, se întoarce în locul său natal, din regiunea cunoscută sub numele de Solukhumbu, în satul Laudo, un loc binecuvântat și mistic. Împreună cu profesorul său, Lama Yeshe, construiește o mănăstire și își reia meditațiile în binecunoscută peșteră a realizărilor fericite, care este unul din numeroasele locuri sacre din acea regiune. Descoperită încă de pe vremea când Laudo Lama își înnobila practicile pure meditative ale învățăturilor sacre, devine această peșteră însăși casa lui Lama Zupa Rinpoche. Energia mistică a acelui loc aduce beneficii tuturor vizitatorilor. Sunt cunoscute poveștile oamenilor care și-au schimbat destinul în bine, care și-au deschis inimile și au fost binecuvântați prin simpla lor prezență în acea zonă. Această regiune extrem de frumoasă și fascinantă este considerată a fi o vale ascunsă, un loc sacru binecuvântat de Guru Rinpoche Padmasambhava. De fapt, chiar deasupra peșterii Laudo, așa cum vedeți în imagine, este o stâncă mare cunoscută sub numele de Faleza Albă, despre care se spune că este una dintre porțile secrete energetice ale Terei. Laudo oferă oricui dorește sincer să-și rănească sufletul și să-și dezvolte mintea în spiritualitate, una dintre cele mai favorabile și mai inspirate oportunități pe care și-o poate dori. Vedem peștera acolo jos. Și stânca se poate vedea deasupra. Împreună cu profesorul său, Lama Yeshe construiește o mănăstire în Nepal, care poartă numele de Copan, lângă Budanath, la marginea capitalei Kathmandu. Au cumpărat acea proprietate de la astrologul regal al Nepalului în anul 1969. Numele ei provine de la numele dealului pe care a fost construită. În anul 1979, mănăstirea a fost deschisă de către Lama Yeshe și pentru occidentali, pentru a oferi educație spirituală și practici asemănătoare cu cele primite de călugări. Copan a devenit celebră pentru cursurile de predare a tainelor budismului, până atunci inaccesibile străinilor. Aceste cursuri combină în general învățăturile tradiționale Lamrim cu discuțiile informale, mai multe perioade de meditație ghidată și o dietă vegetariană. În anul 2009, mănăstirea a început să strângă bani pentru a-și extinde capacitatea de educație și de locuințe, care a crescut de la 4 până la 400 în mai puțin de 35 de ani. Mănăstirea Copan a devenit o destinație de agrement populară pentru rezidenții și turiștii din Kathmandu. Sâmbăta, mănăstirea își deschide porțile și primește în mod regulat sute de vizitatori. Mănăstirea nu este deschisă publicului și în alte zile ale săptămânii. În 1971, Lama Zopa Rinpoche a început să predea unul dintre celebrele sale discursuri anuale, care continuă an de an până în zilele noastre. În anul 1972, împreună cu Lama Yeshe, au fondat Centrul de Meditație Tushita, într-o suburbie a Dharamsalei, locul în care își are sălașul Preasfinția sa Dalai Lama, și este cunoscută sub numele de Mica Lhasa sau Dasa, asta din cauza comunității mari de tibetan care locuiește acolo. În 1974, împreună cu Lama Yeshe, Rinpoche a început să călătorească în lume pentru a preda și pentru a înființa centre dharmice de învățătură spirituală. Când Lama Yeshe a murit în anul 1984, Rinpoche a preluat funcția de director spiritual al Fundației pentru Păstrarea Tradiției Mahayana, care a continuat să înflorească sub conducerea sa fără de egal. Iată că fundația noastră are peste 100 de centre în întreaga lume și mii de adepți. Acolo sunt doar coordonatorii sau reprezentanții din Europa ai centrelor, pe acolo sunt undeva și eu. Și toate cursurile sunt gratuite. Și vă așteptăm cu drag în fiecare luni, de la 18 la 20 la Centrul Cultural, sub auspiciile Centrului Cultural.
căruia îi mulțumim. De asemenea, fundația oferă 3 mese vegetariene pe zi tuturor celor 2500 de călugări care studiază la Mănăstirea Sărageti din sudul Indiei și totul se face pe baza donațiilor care se obțin de la cei care urmează cursurile. De asemenea, se fac practici de eliberare a animalelor în întreaga lume, când creaturi mari sau mici sunt salvate de la moarte și eliberate sau binecuvântate. În fiecare an, numărul total de animale eliberate este de peste 200 de milioane. Deci vă dați seama cât de frumos și vedem acolo în imagini și centrul nostru și noi în România am avut un astfel de proiect în care am salvat în vremea Paștelui ieduți, căprițe și oi, chiar o văcuță care era foarte, foarte rea, împungea și nu puteau să o exploateze pentru că nici măcar dădea cu piciorul, îi se tăia vițelul, deci era foarte rea pentru că oamenii fusese rea cu ea. Și am salvat și acest vițeluș de la sacrificare, îl vedem pe Ghișe Dontul Țering, la vremea respectivă venea și în mod constant, acum este abate la o mănăstire în India. A fost salvat de la sacrificare și culmea este că văcuța l-a adoptat, l-a acceptat și a fost o experiență foarte frumoasă în cei 3 ani în care am derulat acest proiect. Aici vedem când se fac rugăciuni pe treptele mănăstirilor, există caprele, căprițele eliberate de către Rinpoche și aici colegii noștri din Taiwan, când au făcut un lanț uman și au redat mării vietățile care fuseseră pescuite. Lama Zopa Rinpoche este deținătorul unei linii Gelugpa, așa cum v-am spus, și a primit învățături de la mulți dintre marii maestri ai liniei, iar gurul său de rădăcină a fost sfinția sa Trijang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso. Lama Zopa Rinpoche este un student devotat al celui de-al 14-lea Dalai Lama și a subliniat că prioritatea Fundației pentru păstrarea tradiției Mahayana este să își ofere serviciile pentru a putea îndeplini dorințele sfinte ale lui Dalai Lama. Al 14-lea Dalai Lama i-a încurajat în repetate rânduri pe budiști să meargă împotriva propriilor lor mentori spirituali dacă cumva aceștia se comportă necorespunzător. Pentru că, spunea preasfinția sa, în tradiția noastră tibetană, un mare înțelept a menționat foarte clar că devotamentul unei persoane față de guru, guru aici este profesor, să nu-i dăm o conotație greșită, sau față de un lama, călugăr sau preot, este foarte important, dar în același timp nu trebuie să urmați comportamentul greșit al acestuia. Trebuie să spuneți lucrurilor pe nume și să vă criticați gurul, nu să-l urmați cu o credință oarbă, pentru că acest lucru este greșit. Acum o să le rog pe colegele și prietenele noastre să citească din această carte. Zic să încep eu. Prima temă delicată, primul sentiment care stârnește haos în ființa umană și cu privire la care Lama Zopa Rinpoche îi sfătuiește pe cei care îl caută, este mânia. Așadar, cum să te confrunți cu mânia? Dragă Lama Zopa, recent, atunci când m-am enervat, m-am gândit dimineața când îmi făceam rugăciunile, cât de fericită aș fi dacă niciodată nu m-aș mai supăra. Am reflectat cum că dacă nu ar exista niciun motiv pentru a mă enerva, atunci niciodată mânia nu ar mai apărea, pentru că îmi pare foarte rău și vă cer ajutorul dumneavoastră și lui Lama Yeshe. După ce m-am rugat pentru a primi ajutor din partea dumneavoastră, incredibil, dar atunci când eram în birou la mine a sunat telefonul și erați chiar dumneavoastră care voiați să-mi vorbiți. Prima întrebare pe care mi-ați adresat-o a fost: cum ai dormit azi noapte? Și eu v-am răspuns că a fost o noapte groaznică. V-am spus că toată noaptea m-am gândit la faptul că mă enervez și mă gândeam cum să scap de acest aspect. Acest lucru părea că vă place și mi-ați dat un sfat minunat.
De aceea acum vă scriu pentru a vă mulțumi foarte mult pentru susținerea și sfaturile permanente. Cu cele mai bune urări, Bernadette din Dublin. Iată care era răspunsul pe care Lama i-a dat acestei doamne la telefon. Bernadette, este foarte bine că tu simți repulsie atunci când ești mânioasă. Acest lucru te ajută să te eliberezi din samsara. Dacă dezvolți aversiune împotriva mâniei și a tuturor amăgirilor, acest lucru te ajută să atingi iluminarea rapid. Fără aversiune împotriva amăgirilor, nu se poate întâmpla nimic. În Occident, modul în care sunt privite aceste lucruri este total opus. Lumea crede că are nevoie de dorințe, de mânie, de un ego puternic. Ei cred că nu este posibil să trăiești viața fără un ego puternic și, din această cauză, îl consolidează. Gândește-te însă, urmându-mi amăgirile, eu îmi creez doar karmă negativă. Caut să fiu fericit, dar urmându-mi dorințele, mânia și alte amăgiri, voi experimenta doar suferința. Urmându-ne amăgirile, suntem conduși către renașteri pe tărâmuri inferioare, precum infernul, lumea spiritelor sau lumea animalelor. Chiar dacă am renaște în corp uman, am experimentat multă suferință și am creat din nou karmă negativă, urmându-ne mânia, dorințele și celelalte amăgiri. De aceea este bine să dezvolți această aversiune pentru propria ta mânie. Dezvoltând aversiune față de mânie, dorințe, atașament, vei începe să renunți încetul cu încetul la amăgiri. Vei realiza că te rănesc acestea. Aversiunea față de propriile amăgiri este singura modalitate de a ne elibera de ele. Este un semn foarte bun. Asta înseamnă că tu te apropii de iluminare și că le vei fi de folos tuturor ființelor din jur. Amintiți-vă, este bine să dezvolt aversiune față de amăgirile minții mele. Este singura modalitate să scap de ele. Vreau să fiu fericit, deci trebuie să renunț la mânie și la celelalte iluzii. Și o a doua scrisoare, tot despre mânie este vorba și aici. Dragă Lama Zopa, sunt editor artistic într-o mică agenție de publicitate și supervisor pentru un număr de persoane care lucrează în această divizie. Când aceste persoane nu-și respectă termenele pentru că lucrează prea încet sau pentru că pierd vremea la birou, încep să-mi pierd și eu cumpătul. Ca rezultat, am rănit câteva persoane din cauza izbucnirilor mele de mânie și am pierdut câțiva angajați valoroși care și-au dat demisia. Ei, pur și simplu, n-au mai putut să-mi suporte crizele. Este posibil să corectez acest comportament al angajaților mei fără să devin mânios? Sau aceasta este o ocazie în care mânia este benefică și ar trebui să accept că unor persoane nu le place și că ar trebui să plece? În ce fel mânia mă rănește pe mine, în ce fel îi rănește pe ceilalți? Voi primi orice sfat de la dumneavoastră cu multă bucurie. Cele mai bune urări, Cristian din Oslo. Dragul meu Cristian, îi răspunde Lama, aceasta este cu adevărat o oportunitate, fiind practica pe calea răbdării. Scopul pentru care suntem răbdători este pentru că imediat vom avea pace și fericire. Gândește-te, în momentul în care eu nu sunt mânios, nu mă rănesc pe mine și nu pun bazele nefericirii mele. Atunci când mintea devine negativă, este ca și cum ai avea o bombă în interiorul tău. Dacă ești omorât într-un război de o bombă din exterior, nu este obligatoriu să renaști în tărâmurile inferioare, poți să te naști din nou în tărâmurile superioare. Dar bomba mâniei, pe care ai purtat-o în interiorul tău vreme de bilioane de timpuri, este mult mai rea decât oricare dintre bombele exterioare. Atunci când apare, îți creezi karma negativă, care te aruncă în cele trei tărâmuri inferioare, unde vei experimenta suferințe teribile pentru o perioadă incredibilă de timp, vreme de eoni.
În cartea lui Shantideva, Ghid pentru modul de viață al Bodhisattvasilor, se spune că acea karmă negativă, creată într-o secundă de mânie, ne cauzează experimentarea celor trei tărâmuri inferioare vreme de eoni. Nu vom mai putea renaște într-un tărâm de fericire al ființelor care transmigrează. Și asta fără să mai luăm în calcul și karma negativă pe care am acumulat-o în viețile trecute. De asemenea, el spune că meritele adunate vreme de 1000 de ani prin acte de caritate și prin darurile pe care le oferim ființelor care au atins beatitudinea sunt distruse într-o secundă de mânie. Deci, sunt câteva dezavantaje legate de mânie. Primul dezavantaj este suferința în cele trei tărâmuri superioare. Apoi, distrugerea meritelor acumulate timp de eoni. În al treilea rând, mânia întârzie, apariția realizărilor și, în sfârșit, mânia este cauza unui corp urât în existențele următoare. Practicarea sau practica răbdării aduce un corp frumos în următoarele existențe. În felul acesta, mânia este incredibilă și ne rănește pe noi înșine. Să fii mânios doar o dată este foarte nociv. Imaginează-ți însă ce se întâmplă de-a lungul unei zile întregi, al unei săptămâni, al unei luni, de-a lungul unui an. Este terifiant când ne gândim la acest aspect care aduce atât de multe suferințe. Gândește-te, dacă ești mânios, nu poți să lucrezi cu adevărat cu ceilalți. Ei se supără și pleacă, sunt nemulțumiți de tine și asta te face și pe tine nefericit. Dacă tu te enervezi, nu faci altceva decât să-i instigi la mânie și pe ceilalți și asta se va repeta din nou și din nou și din nou. Vei deveni ținta celorlalți ca să se enerveze pe tine și ca să te rănească cu vorbele lor urâte. Dacă mânia devine mai puternică, se poate ajunge chiar la violență fizică. Dacă ești răbdător, nu te mai enervezi pe celelalte ființe. În felul acesta, ființele conștiente vor primi de la tine doar fericire și pace. De fiecare dată când îți înfrânezi mânia prin practica răbdării, acest lucru va deveni cea mai bună practică prin care tu contribui la pacea lumii. Asta îți va aduce fericire și pace ție, în minte, în inima ta, dar pacea și fericirea vor fi nu doar pentru ființele acestei lumi, ci și pentru ființele din întreg universul. Dacă vei fi capabil să practici răbdarea în această viață, îți va fi mult mai ușor și în existențele următoare. La tine la serviciu îți vei putea schimba angajații atunci când nu-ți place de ei, iar acest lucru se va întâmpla din nou și din nou, ceea ce va fi foarte dificil să aducă pacea în mintea ta. Cu răbdare, mintea ta va fi fericită mereu. Toată evaluarea ta la serviciu este corectă, dar modul în care o exprimi, cu cuvinte urâte și cu furie, este o problemă. Aceste lucruri sunt în plus și nu sunt necesare, pentru că vor crea probleme. Desigur, trebuie să-i explicăm cuiva care greșește, dar trebuie să o facem cu compasiune și fără sentimente negative. Trebuie să folosești doar cuvinte binevoitoare, chiar dacă le spui ceea ce au făcut greșit. Alături de compasiune, mai ai nevoie și de înțelepciune. Ai o mare oportunitate să obții experiența în practica răbdării. De fiecare dată când te trezești, trebuie să-ți planifici acest lucru. Dacă nu-ți faci un plan ferm dimineața, nu-ți vei aminti învățătura în momentul în care mânia va apărea. Cu cât vei deveni mai binevoitor și mai altruist cu cei din viața de zi cu zi, cu atât mai mult vei avea din ce în ce mai puțină mânie în tine. Gândește-te că fiecare persoană pe care o întâlnești este sursa multora din fericirile trecute și va fi sursa multora din fericirile viitoare, incluzând realizările pe baza iluminării. Deci respectă-i pe ceilalți și practică bunăvoința față de ei și în special față de cei care sunt mânioși cu tine. În concluzie, practică răbdarea, păstrează în suflet pe ceilalți amintindu-ți de bunătatea lor, respectă-i pe ceilalți și practică bunăvoința cu toată lumea. Așa stând lucrurile, toată lumea te va iubi, te va susține și va fi precum prietenul tău.
Vor fi surprinși și își vor schimba punctul de vedere legat de tine. Vor fi inspirați când vor vedea cum te-ai schimbat în mine, în bine. Îți mulțumesc foarte mult, cu multă iubire și rugăciuni, la Mazopa. Amintiți-vă, bomba mâniei este mult mai rea decât orice bombă exterioară. Mânia mea face ca nimeni să nu mă placă, în schimb răbdarea mă face pașnic și cu cât îi păstrez pe ceilalți mai mult în suflet, cu atât mai puțină mânie voi avea. Și asta a fost lecția, mica lecție, scurta lecție despre mânie. Mulțumim, Danisa. Următoarea scrisoare. Dragă Lama Zopa, mă lupt foarte mult cu atașamentul și dorința pentru iubita mea. Mai tot timpul sunt gelos pe alți oameni cu care i-aș petrece timpul, chiar dacă este vorba de rudele sau prietenii ei. Această gelozie mă face să mă comport diferit de modul în care o fac în mod normal. Mă enervez și încep să țip la ea din orice nimic. Sfârșesc prin a mă lupta cu ea foarte mult, la modul în care suntem mai mult dușmani decât prieteni. Mă simt rușinat de modul în care acționez și mi-e teamă ca nu cumva să mă părăsească dacă voi continua să mă comport astfel, dar mă simt blocat și nu știu cum să ies din acest tipar comportamental. Cu cele mai bune urări, Derek din Norvegia. Dragă Derek, consolidează-ți mintea și motivează-te. Atașamentul îți întunecă mintea și nu te lasă să realizezi vacuitatea. Te conduce către crearea de karmă negativă, cum sunt cele 10 acțiuni nevirtuoase, și devine cauza încălcării celor 3 jurăminte, practimoxa, și care sunt fundația din care vine eliberarea. Jurămintele borisadvașilor și jurămintele tantrice, cele care îți conferă posibilitatea iluminării într-un mod rapid. O să fac o scurtă intervenție ca să înțelegem în budismul tibetan. Calea spirituală este pecetluită de aceste jurăminte și primele pratimoksha sunt jurămintele de bază, sunt fundația pentru a intra pe o cale spirituală. Seamănă cu poruncile din Biblie: să nu minți, să nu furi, să nu comiți adulter, să nu consumi substanțe intoxicante sau să nu omori nicio ființă vie. Iar mai apoi, pe calea spirituală se iau aceste jurăminte ale bodhisattvașilor, așa cum a spus și Denisa. Este vorba, bodhisattva înseamnă Hristos, deci este același lucru. Deci în budism se vorbește despre foarte mulți Hristoși, nenumărați Hristoși care s-au manifestat, așa cum ați văzut pe arborele genealogic de mai devreme. Sunt manifestări, încărnări ale acestui logos, ale acestei lumini infinite în, care vin și, și ne ajută pe noi de-a lungul timpurilor. Deci despre asta este vorba. Scuză-mă, te rog să continui, trebuia să o fac, să lămurez lucrurile. Cu bucurie. Atașamentul nu poate să taie rădăcina samsarei, ci va deveni cauza suferințelor nesfârșite în samsara. De aceea, noi trebuie să învingem amăgirile și să ne înfrângem dușmanul care este atașamentul. Atașamentul ne ține în samsara din vremuri fără de început, cauzându-ne suferința celor 6 tărâmuri. Atașamentul este precum mierea pe o lamă de ras, apărând ca fiind de ajutor la suprafață, dar, de fapt, distrugându-ne și înșelându-ne în profunzime. Noi credem că o femeie frumoasă, de sine existentă, stă în fața noastră, dar, de fapt, ea nu este acolo, ci mintea noastră o face să apară.
Prin prisma halucinațiilor noastre, noi credem în acea apariție, dar este precum un vis sau un film pe care îl privim. Noi proiectăm o femeie pe care o credem reală, dar nu așa stau lucrurile. Suntem atașați 100% de acea halucinație. Credem că este ceva real pe care noi putem să-l avem. Dar ea nu există, este o proiecție a minții noastre ignorante care crede într-o existență inerentă a femeii. Mai un pic o să te întrerup. Deci foarte mult în budism se merge pe această idee de fizică cuantică. Este acum în vogă toată viziunea lucrurilor, demonstrată și științific mai nou. Este cum că noi suntem alcătuiți așa din vreo câteva zeci de trilioane de celule, iar nu putem să punctăm că una dintre celulele noastre ar fi acel eu, și de asemenea mintea noastră în viziunea budistă este alcătuită din mai mulți factori mentali, deci nu există unul singur. De aceea putem să spunem că ne disipim în întreg universul cu mintea noastră, mintea noastră devine una cu mintea tuturor celor din jurul nostru, iar corpul nostru, așa cum știu, celulele noastre în corp, unele se nasc și altele mor și nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Singura constantă în samsara este schimbarea. Păstrați tot timpul în minte persoana care vă zâmbește, care vă roagă, care vă arată afecțiune, nu face altceva decât să vă susțină ego-ul. În acest sens, adevăratul dușman al vostru este acea persoană. Poți să stai cu partenerul tău și să nu te enervezi. Pur și simplu păstrează o perspectivă și distanță mental, ca și parte a renunțării. Acest lucru te va opri să ai atașament. Cu dragoste și rugăciuni, Lama Zopa. Deci, cred că am sărit noi un nu când am tradus pușa. Deci nu este adevăratul dușman persoana din fața noastră, ci dușmanul este în interiorul nostru. Este atașamentul. Amintiți-vă. Trebuie să ies învingător din propriile mele amăgiri și să înving sau să-mi înfrâng dușmanul care este atașamentul meu. Trebuie să mă opresc să cred în propriile mele proiecții. Despre ego. Dragă Lama Zopa. O altă scrisoare pe care a primit-o Lama Zopa. Unul dintre colegii mei, care este mult mai în vârstă decât mine, mă insultă în mod constant pe mine și tot ceea ce fac. Simt cum ego-ul îmi este rănit și, în mod constant, sunt contrariat și furios pe acea persoană. Nu mai vorbesc că această situație mă face să mă simt mizerabil și să nu fac față muncii mele. Din cauza situației financiare a familiei mele, nu-mi pot permite să renunț la această slujbă acum. De aceea sunt obligat să găsesc o modalitate să mă confrunt cu acest aspect. Ar trebui să iau această situație ca parte a practicii mele spirituale, pentru că nu am de ales. Cum pot să fac asta? Cu drag, Tim din Texas. Și iată răspunsul lui Lama Zopa Rinpoche. Dragă Tim, atunci când ego-ul nostru este rănit, trebuie să ne bucurăm. Cât de minunat este acest lucru! În același mod în care oamenii obișnuiți reacționează atunci când dușmanul lor are probleme. Așa trebuie să ne bucurăm și noi și să ne simțim fericiți atunci când dușmanul nostru interior, ego-ul, este rănit. Să ne gândim ce minunat este că mi-a fost rănit ego-ul.
Dacă practici lamrim, lamrim este calea graduală, o cale graduală în pentru cei care urmează o cale inițiatică, pașii care trebuie urmați. Prin transformare și bodhicitta, atunci când cineva îți rănește ego-ul, trebuie să te gândești. Este exact ceea ce am nevoie. Să las ego-ul să fie rănit chiar și mai mult. Cu cât mai puternic este rănit ego-ul, cu atât mai rapid îl putem distruge. Tratați-vă ego-ul vostru în același fel în care americanii îl tratează la momentul acela pe Osama Bin Laden din cauza ignoranței. Ei se bucură atunci când este o persoană rănită. Gândiți-vă, ego-ul meu este de trilioane de ori mult mai nociv decât acel Osama Bin Laden. Cu dragoste și rugăciuni la Mazopa. Amintește-ți, trebuie să mă bucur atunci când îmi este rănit ego-ul. De ce această afirmație a lui Rinpoche? Pentru că în cursuri se vorbește despre acea transformare. În momentul în care descoperim în interiorul nostru, pentru că toată munca inițiatică este o muncă de a ne observa pe noi și nu pe ceilalți, atunci putem să transformăm acei factori negativi sau factori virtuoși care există în mintea noastră, să-i transformăm în ceva pozitiv. Și mai spune despre bodhicitta, care este de fapt inima altruistă. În momentul în care noi devenim altruiști cu adevărat, asta înseamnă că în inima noastră se naște Hristos. Deci aceasta este a doua parte a practicii budiste. Eu am tot despre atașament, da? Cum să oprim atașamentul? O altă scrisoare. Dragă Lama Zopa, am multe atașamente în viața mea care mă secătuiesc de energie, mai mult decât ar trebui. Îmi fac griji pentru oamenii apropiați mie mult mai mult decât ar fi nevoie. De multe ori mă gândesc ca și o persoană mult mai practică, dacă aș putea să mă eliberez și să mă focusez pe dezvoltarea abilităților și a aptitudinilor care merită cu adevărat. Dar sunt întru totul prinsă în grijile pe care mi le fac față de rude, prieteni și posesiuni. Cum poți să progresezi în acest sens? Cu drag, Jill din Amsterdam. Dragă Jill, pentru noi ca începători, una dintre cele mai puternice modalități de a contracara atașamentul este să ne gândim la moarte și la nepermanență. Gândește-te, poți să mori în orice moment. Și la fel de bine poate să moară orice obiect al atașamentului tău, poate să moară în orice clipă, orice persoană. Moartea este un lucru, iar schimbarea care poate să apară este altceva. Obiectul se poate schimba și poate deveni indezirabil. Orice zi, orice moment poate să aducă o schimbare. Se poate produce un accident. Corpul nostru se degradează sau se deformează. Putem să contractăm o boală contagioasă chiar. Orice lucru de acest fel se poate întâmpla. Una dintre practicile benefice este să ne gândim că în orice zi, în orice minut, obiectul atașamentului poate să devină dușman prin faptul că va face ceva ce atașamentului meu nu-i va plăcea. Persoana poate să spună sau să facă ceva ce nu-și dorește egoismul nostru. De exemplu, persoana poate să se îndrăgostească de altcineva și să-și piardă interesul față de tine. Asta se poate întâmpla oricând. De asemenea, gândește-te că dacă îi permite atașamentului să apară, îți va lăsa o amprentă negativă în minte care va face ca atașamentul să apară din nou și din nou. Asta va face mult mai dificil să ții sub control atașamentul pe viitor. Cu cât mai multe amprente s-au depus, cu atât mai puternic va deveni atașamentul, cauzând mai multe dificultăți în viitor. Este bine să-ți amintești că asta va face să pierzi controlul asupra vieții tale. Cu multă iubire și rugăciuni la Mazopa. Amintiți-vă așadar, poți să mori în orice moment. De asemenea, obiectul atașamentului tău se poate schimba cu ușurință în obiectul
a versiunii tale. Când tot în budism, când se vorbește despre obiect, este de fapt o persoană, pentru că este acea practică în care subiectul este însăși mintea noastră. Deci nu mai ne orientăm spre exterior, ci subiectul suntem noi de observat, iar obiectele din jur, persoanele, devin obiecte de fapt. Și se poate transforma, pentru că știm cu toții, oricând un prieten se poate transforma în dușman, un străin în prieten, un dușman în prieten și așa mai departe. Despre creșterea bogăției. Dragă Lama Zopa, mă aflu într-o situație financiară dificilă. Afacerea mea este în declin și nu știu de ce. Problemele par să curgă una după cealaltă. Chiar dacă eu am crezut că sunt o persoană de succes și că afacerea mea este una profitabilă, m-am gândit să fac practica Jambala pe care ai recomandat-o pentru a depăși aceste obstacole care au început să-mi blocheze totul. Puteți să mă sfătuiți cum să fac această practică? Cu drag, Dora din Singapore. Draga mea Dora, aici îți voi explica cum se face practica Jambala a lui Buddha, care oferă prosperitate și care va fi cea mai profitabilă, aducându-ți succes și bogăție. 1. Pentru început să ai o motivație bodhicitta. Altruistă. Generează dorința de a obține bogăție pentru a îndeplini nevoile materiale necesare pentru profesorii tăi, pentru comunitatea Sangha care păstrează și răspândește învățătura spirituală Dharma și pentru ființele cărora le lipsește învățătura Dharma și lucrurile materiale. Fă practica Jambala pentru a obține toate aceste lucruri imediat. Primul pas este să meditezi la asta. 2. Atunci când torni apă pe capul statuii Jambala și reciți mantra, vizualizezi că esența ei este însăși profesorul tău. Îi oferi apa și te gândești că ai generat vaste ceruri de binecuvântări, iar apoi Jambala este inspirat să-ți ofere succes, bogăție sau orice altceva îți dorești fără întârziere. Este foarte important să nu practici doar ritualul Jambala și, de asemenea, punctul 3, să practici generozitatea și binevoința față de celelalte ființe și să faci ofrande către profesorul spiritual, către Buddha, Dharma și Sangha. Există foarte multe oportunități de a oferi în viața de zi cu zi, care generează multe merite. Ei sunt baza sau cauza succesului tău. Dacă cineva este o persoană obișnuită care nu practică generozitatea, îi va lua multă vreme să atingă succesul, chiar după ce face această practică cu Jambala. În viața de zi cu zi, să prinzi orice oportunitate pentru a practica generozitatea, ca și atunci când întâlnești un cerșetor pe stradă, cumpără-i ceva de mâncare sau de îmbrăcat. Nu e neapărat nevoie să fie un cerșetor de pe stradă.
și poate să fie orice persoană. Și atunci, de exemplu, când îți vin musafirii la tine în casă, oferă-le de mâncare sau un pahar cu apă. Folosește-ți oportunitățile de a practica Dharma prin caritate. În mod special, oferă-le celorlalți studenți ai profesorilor tăi. Gândește-te că ei sunt în aceeași natură a profesorilor respectivi. Aceasta creează foarte mult merit, ceruri vaste de merit, mult mai mult decât a aduce ofrande budașilor celor trei timpuri, trecut, prezent și viitor, dharmei, învățăturii spirituale, sau comunității sangha, călugări și călugărițe, și a tuturor statuilor sfinte, scripturilor, tsa-tsa. Sunt niște statui micuțe care se fac din cenușa unui maestru care a încetat din viață sau dintr-o apă sfințită sau diferite ritualuri. Și sfintelor icoane care există. Este de asemenea foarte bine să citești Sutra Diamant. Aceasta creează incredibile merite, mult mai multe decât ofrandele aduse budașilor și bodhisattvașilor. Iluminaților și hristoșilor. Este de asemenea foarte puternic să aduni merite prin prosternările către Buddha și, în mod special, prosternările către toți budașii, statuile sfinte, scripturi și tanga. Când te posternezi cu toți atomii care sunt conținuți în corpul tău, îți creezi același număr de merite care vor deveni cauza pentru a atinge iluminarea. Recitarea mantrei, acesta era punctul 7, recitarea mantrei de viață lungă a lui Buddha Amitayus. Recitarea acestei mantre aduce longevitate nu doar pentru tine, dar și pentru cei pentru care o recită. Are de asemenea puterea de a purifica toată karma negativă. Multiplicarea textelor și a mantrelor de asemenea ne ajută să acumulăm merite. Sutra inimii, sutra diamant sau orice învățătură legată de înțelepciune. Punctul 8 și ultimul, o altă modalitate este aceea de a practica bucuria. De fiecare dată când ne bucurăm de meritele pe care le-am făcut în trecut, prezent și viitor, acestea se dublează sau se triplează. De asemenea, adunăm merite atunci când ne bucurăm de faptele bune pe care le fac ceilalți. Atunci când nivelul minții celorlalte ființe este mai limitat decât al vostru, veți colecta merite duble. Dacă nivelul minții celorlalți este egal cu cel al minții voastre, veți aduna aceleași merite. Iar dacă nivelul celorlalți este mai mare decât al vostru, veți colecta doar jumătate din meritele lor. Este foarte ușor să faceți această practică, cât este ziua de lungă și toată noaptea, doar bucurându-vă de meritele celorlalți. Puteți să adunați la fel de multe merite într-o secundă ca și când ați face merite vreme de 1000 de ani. Nu aveți nevoie să pregătiți nimic,
ci doar să vă gândiți cu bucurie la ce au făcut bun ceilalți. Puteți să faceți acest lucru mergând, alergând, mâncând, la plajă când stați sau oricând. Aceasta este o practică fantastică dacă vreți să obțineți succes imediat, bogății și realizări pe calea spirituală și să le fiți de folos celorlalți, în mod special atunci când vreți să obțineți iluminarea pentru ceilalți și să eliberați toate ființele din suferința samsarei, conducându-i astfel către iluminare. Există 4 puteri menționate în învățătură despre stagiile căii iluminării pentru a colecta merite și pentru noroc. Acestea sunt puteri care țin de atitudine, de o motivație altruistă. Tot ceea ce faceți generează foarte multe merite dacă faceți acest lucru cu bodhicitta, cu altruism. Atunci când faceți ceva în beneficiul altor ființe, fiecare pas pe care îl faceți pentru ele vă aduce infinite merite. De exemplu, fiecare mantră pe care o cântați adună merite enorme. Cu multă dragoste și rugăciuni, Lama Zopa. Amintește-ți, trebuie să folosesc oportunitatea practicării dharmei prin oferirea de caritate. 2. Pot să acumulez merite atunci când merg, când alerg și în orice moment, bucurându-mă de meritele pe care le creează alte ființe. Și ultimul punct, voi crea foarte multe merite dacă acționez cu bodhicitta. Cum să faci să îți fie viața benefică? Dragă Lama Zopa, am o casă drăguță și îmi iubesc foarte mult soțul. La modul general pot să spun că sunt fericită, dar câteodată mă simt deprimată și îngrijorată, pentru că observ cum viața trece pe lângă mine și nu fac multe lucruri pline de însemnătate. Văd că există multă suferință în jurul meu, dar nu știu ce aș putea face. Mă gândesc că poate sunt atașată de confortul și de frumusețea casei mele și în special de relația intimă cu soțul meu. Atunci când mediul din jur nu este frumos sau plăcut, devin nefericită și chiar mânioasă. Nu vreau să-mi trăiesc viața într-un mod egoist, doar pentru mine, dar în același timp mă tem să nu-mi lipsească toate acele lucruri confortabile. Vreau să fac ceva în viață, în beneficiul celorlalți, dar mă gândesc că poate acest sentiment puternic al atașamentului îmi creează obstacole în calea realizării acestui nobil țel. Vă rog să-mi spuneți cum pot să trăiesc o viață mai bună. Cu cele mai sincere urări, Maria din Columbia. Dragă Maria, dacă îți trăiești viața de zi cu zi cu una dintre aceste două atitudini, ești foarte aproape de iluminare. Prima atitudine, meditația la calea graduală către iluminare, la mrim, a spus mai devreme Alexandra. Învățăturile legate de nepermanență, karmă, renunțare, compasiune. Asta te va face să trăiești viața cu dorința de a atinge iluminarea rapid sau cel puțin îți va pregăti mintea prin amprentele pozitive în viața de zi cu zi. 2. Cultivarea unei inimi sincere, care să facă servicii sociale cu compasiune, adică să lucreze pentru ceilalți. Asta înseamnă să te pui în slujba celorlalți din toată inima. Chiar dacă i-a ajuns doar puțin,
vei avea satisfacții uriașe, astfel încât viața ta va deveni mai pozitivă și plină de semnătate. În fiecare zi, fiecare moment, fiecare secundă te va conduce mai aproape de iluminare. Dacă în viața ta nu vor exista aceste două lucruri, atunci, indiferent cât de mult vei merita, nu vei face altceva decât să o faci doar pentru tine. Viața ta va deveni întunecată, pentru că tot ceea ce faci, vei face doar din egoism, din dorință, din atașament și din agățarea, de fapt, de această viață. Toate aceste lucruri sunt non-virtuți. Atunci când vei muri, nu vei avea gânduri pozitive și nu vei fi în stare să renunți la această viață. Dacă vei căuta doar plăcerile personale din atașament, vei avea în timp doar suferință. Despre ce fel de suferință este vorba acum? 1. Suferința separării. Atunci când nu poți să stai departe de persoana de care ești atașat. În felul acesta, sentimentele tale vor fi mai puternice în fiecare zi, până când atașamentul va deveni insuportabil. 2. Suferința geloziei legate de ceilalți. 3. Suferința legată de griji și de frici. Ai foarte multe proiecții, foarte multe frici și anxietăți. Dacă apare o schimbare în viața ta sau în viața unei persoane de care ești atașat, de exemplu, el sau ea nu mai este interesat de tine sau te părăsește pentru altcineva, atunci simți o durere incredibilă. Este ca și cum un dezastru sau un război s-a produs în mintea ta. Ești atașat de propriile fascinații, de propriile frici, îți faci rău singur sau îi faci rău celuilalt. Viața ta devine un uriaș film al violenței și al karmei negative. Nu mai există nicio bucurie și nicio virtute pe care să le dedici. Mintea ta devine foarte tristă și lipsită de satisfacție. Cu atașament, viața ta va fi pierdută. Nu îi face nimic important. Vei muri regretând că nu ți-ai trăit viața cu un scop. Atunci când vei muri, nu vei avea gânduri pozitive și nu vei fi capabil să te desprinzi de această viață. Vei muri cu toată karma negativă pe care ai adunat-o în fiecare zi a vieții tale. Minut de minut, zi după zi, pentru că nimic nu a fost purificat. Nu numai asta. Dar karma negativă va crește astfel încât te va trimite în tărâmuri inferioare. Ai fi putut să ai o viață lungă și fericită, să ai și fericirea existențelor viitoare, o minte pașnică în viața de zi cu zi și fericirea supremă. Ai fi putut să faci practici spirituale, să meditezi, să-ți purifici karma negativă și să aduni merite, dar nu ai făcut altceva decât să-ți urmezi atașamentul. Mulți oameni din această lume nu știu despre asta. Ei nu au idee că își trăiesc viața pur și simplu în atașament, în plăceri, trupești și așa mai departe. Toată suferința vine din faptul că noi trăim cu atașament. Putem să vedem cum întreaga umanitate suferă în felul acesta. Putem să vedem cum oamenii nu știu nimic, nu au nicio idee despre asta. Suferă acum și își creează și mai multă suferință în viitor. Dacă nu practicați meditația, chiar și puținul atașament se transformă în multă suferință. Dacă vă gândiți la oamenii care nu au fost implicați niciodată în acțiuni pozitive, adică să-și ofere serviciile altora sau să fie miloși, să aibă compasiune, puteți să vedeți cum întreaga lor viață este suferință, cum viața le este irosită, chiar și viitorul lor este pierdut. Dacă trăiesc urmărind doar plăcerile acestei vieți, cum ar fi faima pentru un cântăreț, pentru un actor sau pentru un președinte, atunci viața va fi irosită și lipsită de semnificație. Dacă nu ești capabil să renunți 100% la această viață, adică să renunți la dorințe și la agățarea de viață, și dacă nu ești capabil să faci o muncă pentru ceilalți sau să practici calea către iluminare, atunci viața ta este lipsită de sens. Este o existență pierdută și goală. Nu numai asta, ci devine și negativă și generează suferințe una după alta și în viitor. Nu ai altceva de făcut decât să experimentezi această suferință din nou și din nou. Pacea și fericirea pe care le experimentezi în viață depind de propria ta atitudine. Dacă ai atașament și scopul tău principal este să te eliberezi doar pe tine,
atunci creezi tot timpul negativitate și nici de cum emoții pozitive, precum compasiunea și iubirea binevoitoare. Dacă scopul tău principal este dorința, este atașamentul, este agățarea de plăcerile vieții și dacă îi desconsideri pe ceilalți, atunci creezi mult mai multă negativitate și nefericire în viața ta. Dacă tot ce dăruiești o faci pentru ceilalți, atunci vei avea mai multă pace și fericire, chiar dacă nu ai renunțat complet la această viață. Dacă îi vei păstra pe ceilalți ca fiind lucrul cel mai important din viața ta, atunci vei avea fericire. Dacă ceilalți vor fi pe primul loc în inima ta, vei avea multă pace și fericire și puține probleme emoționale. Realizările și acțiunile tale pozitive depind de cât de mult reușești să te păzești de a-ți urma gândurile negative și din cât de mult reușești sau de cât de mult reușești să păstrezi o atitudine pozitivă. Toate depind de cât de bine îți protejezi mintea de atașament și de gândurile egoiste. Este o mare diferență între a te bucura de viață cu gândul de a le fi de folos celorlalți și de a te bucura de lucrurile din jur doar pentru propria ta plăcere. Chiar și sexualitatea, făcută cu dorința de a fi de folos persoanei cu care ești într-o relație, devine cauza viitoarelor fericiri. Aceste două atitudini, la mărim, calea graduală, și inima bună, fac o diferență uriașă în viața ta. Cu acestea soarele strălucește, iar fără ele viața este întunecată din cauza atașamentului și a atitudinii negative. Este precum diferența dintre cer și pământ. Cu dragoste și rugăciuni, Lama Zopa. Și ca de obicei, la final, concluziile, amintiți-vă. În fiecare zi amintiți-vă despre nepermanență, karmă și calea graduală către iluminare. Amintiți-vă să vă trăiți viața cu dorința de a deveni folositori pentru cei din jur. Amintiți-vă că toată suferința vine din cauza că trăiți cu atașament.